dragi elevi, stimați colegi, stimați invitați, dorim să începem această festivitate într-un mediu așa de frumos. Astăzi, după ce concursul la care ați luat parte s-a terminat și cu siguranță toți așteptați cu emoții să vedeți cum este clasamentul, nu? Da. Suntem astăzi adunați aici toți copiii din școlile de deficienți de vedere din țară. Avem ca noutate participanți copiii și de la Brașov și de la Sibiu și ne bucurăm. Colegii profesori, însoțitori, îndrumători din școlile pentru elevi cu deficiențe de vedere din țară și colegii de la Liceul Special Moldova, sponsorii, și dați-mi voie să anunț invitații deosebiți care astăzi și-au făcut timp să fie alături de noi și cărora le mulțumim. Domnului inspector pentru management Cristinel Iordăchioaia, reprezentantul inspectoratului școlar. Domnul președinte al Asociației Nevăzătorilor din România, care este organizatorul anual al acestei competiții, domnul Tudorel Tupiluș. Domnul președinte Stegariu, da? De la club. Da, nu m-a informat nimeni. O să-l rog pe domnul director să facă o prezentare completă. Doamna, domnișoara Oana Mocanu, președintele filialei Iașa Nevăzătorilor. Doamna Ciurea Ioana, președintele asociației noastre profesionale Bastonul al Moldova. Evident, este alături de noi și domnul director al Liceului Special Moldova. Și ne bucurăm să vedem că a ajuns și domnul primar al orașului Târgu Frumos. Bine ați venit, vă rog! Vatamanu. Alături de sponsorii noștri, de foștii noștri elevi, cu care ne mândrim foarte tare, Ovidiu Tuduruță. Managerul unei firme de consultanță de renume în țară și ne mândrim tare mult pentru că a fost și o părticică la elev la școala noastră. Domnul Trifina Vasile, la fel reprezentant de succes, amândoi antreprenori deosebiți, coordonatorul activității la nivelul liceului nostru a acestui concurs minunat, domnul Alin Pleșcan, profesorul nostru kinetoterapie, trebuie să vorbesc între aplauze când avem un microfon foarte puternic, probabil, și nu uităm în ultimul rând alți reprezentanți ai Asociației Nevăzătorilor din România, domnul Carapid Vasile și domnul Silviu Vanda. Important pentru desfășurarea concursului și stabilirea rezultatelor l-a avut domnul arbitru Florin Jidanu. Mulțumesc! Pentru că sper că am făcut în mare prezentările și poate n-am omis pe nimeni, dar cu siguranță ne vom aduce aminte pe parcurs. O să-l rog în primul rând pe domnul inspector Iordăchioaia să ne adreseze câteva cuvinte fiind prezent aici la evenimentul nostru. Bună ziua tuturor! Mă bucur că am fost delegat să fiu astăzi la un eveniment de o așa importanță și venind dinspre Iași către Târgu Frumos, mă gândeam ce să spun eu aici, pentru că este un sport extraordinar, sportul minții, așa se mai numește, jocul de șah, și am auzit o analiză la radio făcută de specialiști care susțin că rezultatele slabe la simulare, atât la evaluarea națională cât și la bacalaureat, au ca și cauză, printre multe altele, și faptul că elevii nu se mai pot concentra mai mult de 3 minute. Prin urmare, nu ne mai putem aștepta să rezolve subiecte grele. Totuși, iată că ziua de azi și ceea ce se întâmplă aici contrazice, pentru că sportul minții presupune o concentrare mai mare de 3 minute, presupune o inteligență deosebită, presupune să anticipezi mișcările celui cu care joci șah,
De aceea nu pot decât să mă bucur și să vă felicit în numele echipei de conducere a Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru acest eveniment, pentru faptul că împlinește 50 de ani, jumătate de secol, că există oameni inimoși ca și organizatori, dar și sponsori, și am fost foarte atent și bucuros să aflu că foști elevi ai Liceului de Nevăzători Moldova din Târgu Frumos contribuie la buna organizare a unui astfel de eveniment. Să sperăm ca acest obicei să meargă mai departe spre satisfacția jucătorilor de șah și pentru îmbunătățirea performanțelor minții, pentru că dumneavoastră, cei care jucați șah, sunteți și inteligenți, dar și inteligenți emoțional. Felicitări și succes mai departe! O să-l rog pe domnul președinte al Asociației Nevăzătorilor din România, domnul Tupiluș Tudorel, să ne adreseze câteva cuvinte. Și ne bucură tare mult de prezența dumneavoastră și vă mulțumim că organizați anual acest eveniment pentru elevii noștri. Bună ziua și mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici. Am fost al școlii pentru beneficiați de vedere din Târgu Frumos. Și în urmă cu 42 de ani, chiar la început de aprilie, am depășit pragul școlii pentru beneficiați de vedere din Târgu Frumos. Eram în clasa 8-a. Mă bucur foarte mult că sunt copii care joacă șah în continuare, deci altfel, cu ani în urmă, se preda în școlile speciale instrumente muzicale, se predea muzică, dar învățați copiii să cânte instrumente muzicale, se predea și șah. Îmi pare rău că acest lucru s-a cam pierdut pe parcurs, dar poate de aici încolo, poate de aici încolo se va rezolva această problemă. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice de la școala din Târgu Frumos pentru implicarea în organizarea acestui eveniment, evident conducerii școlii, dar și celorlalți țara de asta s-au implicat, cadrelor didactici care au însoțit copiii de la școlile din țară. Felicitări elevilor care au jucat șac, felicitări celor care vor urca pe podium și trebuie să ne gândim că dacă nu am câștigat aici, la acest concurs, vom câștiga poate altă dată și mergem pe acel îndemn, dacă ai pierdut continuă, dacă ai câștigat continuă. Vreau să mulțumesc și colegilor mei din Consiliul Director, domnului Vasile Carapin, vicepreședinte cu probleme sportive, domnului vicepreședinte al Asociației Silviu Vanda, membru în Consiliul Director, domnului Aurel Pătru, membru în Adunarea Generală și, nu în ultimul rând, domnului arbitru, Florin Jidanu, singur arbitru nevăzător pentru șac din țara noastră. Felicitări tuturor și, evident, felicitări din toată inima colegului prietenului nostru, Ovidiu Todoruță, pentru această sponsorizare generoasă pe care a făcut-o. Ovidiu, felicitări și mulțumim tuturor de codată. Dacă domnul președinte Tupiluș a adus aminte de faptul că a fost elevul școlii noastre, vreau să vă spun că aici, printre persoanele prezente, sunt foarte mulți, foarte mulți foști elevi ai școlii noastre care au avut un rol deosebit, ocupă azi funcții importante și noi suntem foarte bucuroși că ei nu ne-au uitat și sunt alături de noi. Și îl invit alături de mine pe Ovidiu Tudoruță să ne spună câteva cuvinte și vreau să îi mulțumesc în numele vostru, dragi copii, în numele colegilor noștri, pentru faptul că a susținut financiar desfășurarea acestui concurs și a făcut posibil totul, tot ce s-a întâmplat, chiar și prezența noastră aici, într-un loc atât de frumos, chiar și excursia de mâine și trebuie să-i mulțumim. Distinși dascări, distinși invitați, parteneri, dragi concurenți. E un privilegiu și pentru mine să fiu prezent astăzi aici. A fost un privilegiu de asemenea și să redirecționez din taxe către acest eveniment. Aș putea să spun că la finalul acestei competiții, față de momentul când am venit, îmi dau seama că banii au fost cheltuiți cum trebuie. Și mai mult decât atât, am regăsit un colectiv la Liceul Moldova, inimos și
un colectiv care ne-a răsfățat sub toate formele. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare. Mă bucur mult și că am ajuns în acest moment în care să urmeze premiem pe cei care au fost, care s-au remarcat. Aș vrea să mai adaug totuși câteva cuvinte și o să iau pe rând. Domnule primar, dacă tot sunteți aici în sală și dacă tot e o perioadă în care e mai ușor să vi se ceară, să știți că eu sunt fondatorul uneia dintre și acționarul majoritar a uneia dintre cele mai mari firme de consultanță în management de proiecte de finanțare comunitară. Dacă există vreun interes sau vreo formă de deschidere pentru îmbunătățirea calității vieții elevilor de la Liceul Moldova, să știți că vă stau alături. Pentru inspectorat, de asemenea, țin să transmit felicitări că au cooperat cu succes cu Consiliul Județean Iași pentru finanțările pentru dotări școli din PNRR și aici va veni poate vestea bună în scurt timp că și Liceul Moldova va beneficia de, nu e meritul meu, au fost alte echipe implicate, dar am studiat înainte să vin ca să pot să vă anunț că, dacă nu știați, Liceul Moldova va fi și el de asemenea destul de îmbunătățit ca nivel de dotări. Pentru domnii profesori, nu încetați să încurajați, duceți-i cât mai departe spre competițiile sportive, pentru că, așa cum am anunțat și la începutul acestui eveniment, eu voi continua să finanțez astfel de activități din două rațiuni. Unu, sunt și o persoană cu dizabilități și atunci banii mei sunt cei mai sănătoși aici pentru că știu unde să-i duc. Iar doi, pentru copii voi finanța acest eveniment până când el va deveni inclusiv. Pentru că, într-adevăr, nu există neapărat soluții pentru incluziune, incluziunea însă și soluția. Și în beneficiu dezvoltării, în beneficiu formării elevilor, ar fi sănătos să ajungem să facă parte din competiții exclusiv unde se luptă și cu cei fără dizabilități. Cel puțin banii mei vor fi aici până când se va întâmpla asta. Deci, mai departe, ne revedem în același format, cel puțin și în anii viitori. Eu le mulțumesc celor care au coordonat tehnic acest eveniment, lui Alin Preșcan, doamnei profesoare Margareta Pristavu, doamnei învățătoare Iuliana Ghemu și pe restul, întregul colectiv care a fost factor de suport pentru buna derulare a acestui eveniment. Mulțumim și Asociației Nevăzătorilor că a continuat să rămână partener. E sănătos să rămâneți parte a acestui tip de evenimente. Poate la anul reușit să reușim împreună să coparticipăm pentru o calitate substanțial crescută, cine știe. Am consemnat deja. Dai și dispoziția. Mult succes tuturor copiilor, continuați să jucați șah și e îmbucurător să văd că față de prima zi când am ajuns, când discuția era împrejur la 2-3 nume despre care se considera că vor fi câștigători, culmea că nu au fost niciunul dintre cei trei, au fost alții. Mă bucur, mi-a spus să văd că, deși sunteți puțini în această competiție, nivelul competițional a fost unul mare. Toți cei, câți au fost? 14 cei care au participat, delegați din partea tuturor celor 7 școli din țară, ați reușit să faceți, să duceți competiția până pe muchi de cuțit, până la final. Felicităm echipei de la Cluj, coordonată de domnul director Banda, că au câștigat. Și mai departe, când vă întoarceți în școli, să știți că pe lângă elevi, voi cei care îi însoțiți și astăzi și la nivel de școală aveți un rol coordonator al activităților de șah. Eu o să mă gândesc la niște soluții ca să putem să avem resurse materiale chiar și la nivel de școală. Discutăm pe tema asta, dar aveți un rol esențial să-i faceți pe copii să vină către acest sport. E important pentru că, de fapt, mediul sportiv este locul de unde se poate câștiga stimă de sine, de unde se poate câștiga încredere, de unde se poate acumula frustrare care să mobilizeze mai târziu și mai important decât atât, în mod special șahul, formează și în cazul nostru elevul nevăzător către performanțe intelectuale. Pentru că la final de zi, copiilor, în mod special, să știți că singura voastră șansă în viață este să ajungeți la singura șansă să fiți competitivi este să fiți performanți intelectuale.
Pentru că administrativ aveți o problemă. Din punct de vedere administrativ, o persoană cu dizabilități are un minus de competiție pentru că are nevoie de timp mai mult. Din punct de vedere intelectual, cerul inimita, aveți tehnologie la îndemână, aveți dascăl care să-l învețe, aveți mediul instituțional corect unde să vă educați. Trebuie să știți că dacă vreți să obțineți mai multe de la viață, se poate, dar trebuie să ajungeți să puneți pe masă ceva ce alții au nevoie. Ori ca să faceți asta, trebuie să fiți competitivi. Ca să fiți competitivi, trebuie să vă dezvoltați. Eu vă mulțumesc. Pentru că, într-adevăr, elevii noștri au fost buni, vor primi premii frumoase și unul din sponsorii premiilor lor este domnul Trifina Vasile, căruia îi mulțumim. Va fi și Luciana Nevăzător. În continuare, înainte chiar de a trece la anunțarea clasamentului, îl invit și pe domnul director să ne spună câteva cuvinte. La urmă, avem o înțelegere. Și poate îl prezentați mai bine pe domnul Stegaliu. Bună ziua, încă o dată, dragi colegi. La unei competiții frumoase, unei competiții care ne-a adunat, ne-a pus în relație. Am format noi conexiuni, am făcut prietenii, urmărind competiția dintre voi, am văzut mult entuziasm, am văzut multe așteptări, emoții foarte multe, dezamăgiri, ca într-o competiție. Mi-am adus aminte de competițiile la care am participat și toate trăirile din copilărie și de când eram elev. Au fost momente în care am depus eforturi ca lucrurile să se întâmple cât mai bine, să iasă la suprafață ce este mai bun în noi și pentru asta mulțumesc tuturor colegilor și invitațiilor care au venit la noi și pentru a munci alături de noi pentru această competiție. Mulțumesc Asociației Nevăzătorilor din România pentru curajul de a ne da șansa de a găzdui această competiție în comunitatea noastră și de a face aceste lucruri minunate. A fost o săptămână frumoasă, o săptămână care mai are un pic din a ne dezvălui din frumusețea ei. Eu mulțumesc încă o dată tuturor. Vă felicit, dragi copii, pentru rezultatele pe care le-ați obținut, cum spuneam și la începutul competiției, vor fi învingători, dar cu siguranță cu toții am avut de câștigat. Și cu astea fiind spuse, cred că așteptați premiile. Alături de noi îl avem pe domnul Alexandru Stegariu, care dimineață v-a ținut un curs de șah, am să-l invit alături de mine. Dumnealui conduce o asociație de șah, Pionii Regelui. Alexandru Stegariu, un campion în șah, cu rezultate deosebite din vremea când era ca voi, o să vă povestească dumnealui mai mult. Eu vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Cătălin. Sunt extrem de onorat să fiu aici. Recunosc că am emoții. Mai țineți minte copiii despre emoții? Ce trebuie să fac? Să respir, nu? Într-o anumită formă. Am făcut asta în drum ce am venit aici. Am cunoscut foarte multe persoane dornice să vă ajute să faceți un șah de calitate, să găsiți cea mai bună mutare. Și mă bucur că la final am văzut, sau în ultima rundă, am văzut niște partide care au pus mutări cu adevărat interesante, care au creat multe semne de întrebare și pe care voi o să le luați acasă și o să le gândiți. Pentru că, în general, un șahist nu termină partida când a dat mâna cu adversarul, o să mai gândește și după. Nu vreau să lungesc foarte mult discursul meu, pentru că știu că premierea are răbdarea scurtă din partea copiilor. În schimb, ce vreau să vă zic e că
Undeva în 2022, împreună cu Asociația Pionii Regelui, am cunoscut foarte mulți copii din județul Iași, undeva la 1112, și am văzut aceeași pasiune, am văzut aceeași dorință de a fi mai bun și cred că limita e mai sus decât cerul. Chiar discutam cu profesorii să nu vă pună limite, pentru că limita voi vă puneți și îmi doresc din toată inima să nu fie mică, pentru că puteți. Și în momentul în care veți crede în voi, atunci veți afla multe surprize. Până atunci vă mulțumesc, felicitări câștigătorilor, celor care au făcut posibil acest eveniment. Am rămas cu adevărat surprins și am ce povesti mai departe și celorlalți din județ. Mulțumesc din suflet! Să nu mai lungim răbdarea elevilor, o să invit alături de mine pe domnul arbitru Florin Gidanu să prezinte clasamentul, pe doamna președinte a Asociației Bastonul al Moldova să ne ajute în așa, și doamna Ghițu Brândușa, ca să poftiți. Să începem, da? Cu locul 14, Neacșu Mircea, de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău. Este aici, Mircea? Vine spre noi? Să le ajute cineva? Deci, dragi copii, diplomele de participare le aveți cu toții la domnii profesori îndrumători. Pe aici veți ridica premiile, în bani. Uite, aici ai premiul pentru premiul, este 100.000 de participare, da? Pentru care am venit să îmi dai semnături, ok? Și facem să sunt 10. Mulțumesc, sub felicitări. Am să auzi. Felicitări. Locul 13, Pavel Cristian Andrei, Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta București. Sandu Andrei Cristian, Liceul Teoretic Tehnologic Special Regina Elisabeta București. Felicitări și mult succes la următoarele concursuri. Da. Trebuie să semnezi, nu? Locul 11, Curescu Dumitru. Da? Vine? Și acum trebuie să semnezi, da? Da. Locul 10. Lezarov Alexandru, Liceu Special Moldova, Târgu Frumos. Locul 9, Crișan Marian Florin, Liceu Special Sfânta Maria Arad. Ginosul Silviu, Liceul Special Sfânta Maria Arad.
Felicitări. Uite, aici ai premiu, ții din da. El și trebuie să dai o semnătură, bine? Da, da, da. Locul 7, Drăgan Ștefan Alexandru, ACS Paralimpic Buzău. Locul 6, Berineanțu Ruben, Liceu Special Tehnologic Iris Timișoara. Locul 5, Țățarcă Teodor, Liceul Special Buzova. Locul 4, Luceanu Ianis Andrei, Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, București. Aici voi face o mențiune. ANR România a decis să acorde un premiu, o mențiune, pentru locul 4. De aceea, tu vei primi din partea ANR 50 și de participare 100, da? De aceea am rugămintea să semnezi și aici și acolo. Îl invităm pe domnul inspector să ne ajute la acordarea diplomelor, trofeelor și medalilor. Primele trei locuri sau ultimele trei anunțate. Vă rugăm. Mare meritul pe care mi-l arunc. Sunt, da, ne trebuie domnul cu forță aici, că sunt grele trofeele. Sunt grele. Și plicuri de zgrele, nu? Sunt, da, sunt. Așa, sunt. Domnul director, cred că avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră, că sunt și diplome, avem multe aici. Și medalii. Așa cred că nu începe cu trei, doamne asta. Da. Mergem așa, în ordinea creșterii tensiunii. Așa. Da. Uite aici diploma pentru locul 3. Așa. Locul 3. Rujan Eduard Ștefan, CS Universitar Sibiu. Felicitări! Da, întoarce din fața la cameră să-ți punem și o medalie și o să-ți acordăm și o cupă pe care să o păstrezi la tine în celelalte premii. Felicitări! Și să ajungi sus de tot în sportul acesta, da? Mință, da? Mult succes! Mult succes! După care ai mai primit din partea ANR valoare de 100 și ai mai primit și pentru că ești cel mai tânăr reprezentant încă un premiu de 50 lei. Toate sunt. Bravo și felicitări și mă! Da, eu așteptam. Sigur. Domnul primar al orașului m-a rugat să-l anunț acum la final să fie alături de copiii noștri pentru premiile pe care le obțin și uitați, a venit alături de copii. Nu numai, Ștefan, rămâi că și domnul primar are un premiu în bani. Cred că o să mă apuc de jucat șapte minute. Rămâneți alături de noi, domnul primar, mulțumim. Am avut foarte mare emoție și... Pe niște lucruri. Locul
Locul al doilea. Andrei Cuț Laurențiu, Liceu Special pentru Deficiență de Vedere, Cluj-Napoca. Zona aceea. Nu am să se învăță și cumva și sper să nu-și vrea niciun trebuie. Aș vrea să îi împodobesc și cu această medalie. Felicitări! Și din partea ale de România ai 100. Penile le găsești aici în Picureț, în astea două, da? Și din partea primarului orașului frumos, ai îngrijorări. Mulțumim, Maica! Acum ar trebui trompete, tot de... Da, cine știe să nu mai ele, nu și domnul primar așteaptă să-ți ofere și dumnealui premiul. Felicitări cu dată și așteptăm la treabă. Felicitări cu dată primarul orașului. Mulțumim, domnule primar, mereu alături de noi. Domnul profesor, coordonator de la Moldova, nu faci o poză aici cu câștigătorul? Imediat, da? Da, așa ar trebui. Asociația Basta nu am trebuit la poză, că și sponsor. Unde e fotograf? Un pic de zbomot ca să știi ce ne ce echipă frumoasă, să o vedem mai des aici la noi. Felicitări, mulțumim, domnule primar. Și dacă puteți să ne lăsați două cuvinte. A, așa, stai că n-am terminat, mai avem și la sfârșitul premier. Așa, să lăsăm pe domnul primar. Dacă tot m-am primit. Da, da. Și aș spune să ne retragem. Domnul primar, o să ne spună câteva cuvinte, deoarece programul dumnealui e foarte dens. Bună ziua tuturor! Mulțumim ospitalităților! Oameni care au venit la Târgu Frumos, noi ne bucurăm și felicităm organizatorii. Ne bucurăm că acest concurs a avut loc la Târgu Frumos. Felicit toți copiii care au participat la acest concurs, în special câștigătorii. Drept dovadă, m-am comportat ca atare față de câștigători. Mulțumesc de invitație. Sunteți drăguți. O colaborare cât de bună avem.
Avem pe domnul profesor care stă la masă cu noi. A venit Silviu, da? Silviu a venit la mine la primărie în audiență și m-a rugat frumos să fac acele marcaje pentru nevăzători. Pot să-i spun că m-am ținut de cuvânt, deci astăzi cred că se încheie lucrarea. Sunt drept dovadă, sunt... Cei din Târgu Frumos mă cunosc că nu sunt omul vorbelor, ci sunt omul faptelor. Vă mulțumesc mult! Îmi cer scuze, am la ora 16 o întâlnire cu o nouă echipă de consilieri. Să trebuie să... Vă dorim și noi mult succes! Să rămânele! Și mulțumim că sunteți mereu alături de elevii. Domnule director, felicitări și Doamne ajută! Pentru că șahul este un sport individual, dar și de echipă, am alcătuit un clasament, da? Și pe echipe. Da. Locul 3, Liceul Tehnic Special Iris Timișoara. Am rugămintea să vină elevii de la liceul copiii Iris. Copiii de la Iris. Da, copiii de la Iris pentru a primi premii și pentru a semna. Cine vine de la Iris? Acolo, hai băieți! Copiii se premiază, nu? Felicitări, aici aveți premiul și apoi vă dă domnul profesor. Exact. Premiul e pe echipă, îl împărțiți. Da. Medalie. Deci premiul a fost oferit de domnul Vlad Ungureanu. Și aveți o cupă, da? Pe care scrie șahul în școli. Deci e cupa voastră a echipei liceului. Felicitări! Locul 2, Liceul Special Moldova, Târgu Frumos. Deci clasamentul a fost alcătuit, da, adunând punctele celor doi participanți, da? Echipei, liceului. Felicitări! Hai să-i pus să semnezi toate câte puse. Da, imediat. Ia să vedem, copii, dacă adunăm punctele celor doi, da, participanți de la fiecare școală. Ia să vedem, faceți voi următoarea mutare, cea mai bună mutare, cine este pe primul loc? Bun. Așadar, locul de întâi... pentru deficienți de vedere, Cluj-Napoca. Bravo! Ia uite câte medalii avem! Au, le merită. Da. Le merită. Din... Au și pentru cupa ele. Pentru echipa voastră și premiul și premiile. Mulțumim domnului arbitru Florin Jidanu, care pentru activitatea deosebită merită o diplomă de recunoaștere a întregii activități. Mulțumim! Dragilor, o să mai anunț încă o dată sponsorii evenimentului, Asociația Nevăzătorilor din România, firma Ideas Funding PXRL, reprezentată de domnul Ovidiu Tuduruță, Cabinetul de Recuperare Medicală Trifmed Therapy, reprezentată de domnul Trifina Vasile, Asociația Profesională Bastonul Alb Moldova Târgu Frumos, profesorul Alin Pleșcan,
Și nu în, în ultimul rând, Sindicatul Învățământ Spirul Haret, reprezentată de domnul profesor Mirel Pristavu, pe care îl și invit alături de noi aici, ca să ne spună câteva cuvinte. Și cam ce amploare au aceste activități și fiind impresionat la deschidere de atmosfera creată, de faptul că este a 50-a ediție, de faptul că avem niște sponsori atât de importanți și s-a dat o atât de mare importanță acestei ediții, a 50-a ediție. Asta înseamnă 50 de ani de șah, an de an și de competiții între școlile de nevăzători, între copiii noștri. M-am gândit că ar fi frumos să întoarcem într-un fel mulțumirea noastră ca școală organizatoare din partea județului și să acordăm sponsorilor pentru a ține minte această ediție a 50-a câte o plachetă și aș vrea să invit aici pe domnul Ovidiu Tuduruță. Pentru care am pregătit o plachetă, așa cum stă bine domnului Tuduruță, e scrisă și în negru și în brai. De asta are copertă. O arăt la toată lumea. Să citești Ovidiu de acolo. Da? Ovidiu, crezi că o citești în brai? Să nu existăm. Da. Deci Sindicatul Învățământ Spirul Haret Iași, diplomă de excelență, se acordă domnului Ovidiu Tuduruță, administratorul firmei de succes care a fost pomenită astăzi atât de mult, pentru implicare deosebită în organizarea, desfășurarea și finanțarea concursului național de șah Memorialul Francis Cori, desfășurat în perioada 1-6 aprilie la Liceul Moldova, Târgu Frumos. Domnule președinte, așa arată această plachetă. Pe partea stângă este scris în negru, pe partea dreaptă este scris în brai. Ovidiu, cu siguranță o să-ți aduce aminte de ziua de astăzi. E nemaipomenită. Mulțumesc tare mult. Și noi n-am știut. Parte din fișa logistică a acestui eveniment este și premierea sponsorilor. Asta, ideea a venit în ziua deschiderii, festivitatea de deschidere, care a fost mars la Liceul Moldova. Din respect pentru lui Brai, o să țin așa la poză. Așa. Felicitări și să ajute Dumnezeu și viața în permanență să faci numai lucruri bune, așa cum tu, prin construcția ta, ești un om deosebit, un om care a depus mult suflet atât în activitățile din școlile de nevăzători, cât și în alte situații. Vă mulțumesc tare mult! Asta e plătină. Sunt treabă și eu fiind foarte atent la calitatea mea. Da, e schimbat tu aici. Da. E de calitate. E de calitate. Vă mulțumesc din toată inima. Să știți că eu bani mai am, deci putem să mai facem. Și... Păi uite, salut cu mănușați. O provocare. Știm că ești bobinean și că trăiești folclorul. Așa. Ajută-ne să ne ridicăm și în folclor, nu numai în șah. Nu explodăm, doar că prioritar e partea intelectuală. Da.
La fel și pentru domnul Vasile Trifina. Diplomă de excelență din partea Sindicatului Învățământ Spirul Haret Iași. Pentru implicare deosebită în organizarea, desfășurarea și finanțarea concursului de șah, Concursul Național de Șah, Memorialul Francescori. Vasile este un pic mai tăcut, dar este la fel de inimos, la fel de cu un suflet foarte mare. Și amândoi cu Ovidiu fac un tandem nemaipomenit. Acum, nu fac campanie, dar ar fi bine să mai participați și la campaniile astea, să mai puneți ceva ordine pe acolo, pe unde mai trebuie. Buni organizatori! Și tu, Alin, de asemenea, este sponsor. A sponsorizat și alte activități care nu sunt neapărat vizibile, dar necesită resurse. Ia să ajut între noi așa ca și noi suntem și prieteni buni, foști colegi de generație, prieteni buni și e o bucurie să fim împreună toți trei. Mulțumim! Pentru efortul depus, pentru implicare, pentru activitatea pe care a coordonat-o în această perioadă, o diplomă de excelență se acordă și doamnei profesoare Ioana Ciurea, președinta Asociației Pastorul Mar. La fel, o diplomă de excelență, a muncit foarte mult, s-a implicat și a implicat asociația, a coordonat activitățile asociației, astfel încât lucrurile în această ediție au decurs foarte bine și cred că asociația merită Și eu să cer scuze că de emoție n-am reușit să te menționez, Ioana, și eu îți mulțumesc pentru cooperare. Mulțumesc și eu, vă mulțumesc foarte mult. Este o surpriză pentru mine reală, nu mă așteptam, însă vreau să spun că nu aș fi putut să-mi aduc aportul la un nivel foarte ridicat dacă eram susținută de colegele mele din Consiliul Director, pentru care îmi doresc din suflet să le mulțumesc. Nu le voi menționa acum, că cred că le știe toată lumea. În același timp, dacă nu ar fi fost Ovidiu care să aducă aportul ăsta substanțial, financiar, nu știu dacă s-ar fi putut realiza un concurs de asemenea calibru. Vasile Trifina, cu premiile tale deosebite, îți mulțumim din suflet și vă mulțumesc că ați avut încredere în asociația noastră să ne dați banii voștri. Noi am folosit, zic eu, cu cap și înțelepciune. Și vreau să-l felicit pe Alin, care și-a asumat o sarcină foarte grea, din punctul meu de vedere. A dus la Târgu Frumos un concurs de asemenea învergură și l-a organizat, zic eu, la un nivel foarte înalt. Felicitări! Exact! România, care, clar, fără dumnealor, nu s-ar fi putut organiza acest eveniment. Sunt promotori de atâția ani și le mulțumim din suflet că ne-au luat parteneri în acest eveniment. Felicităm noi, asociația, toți participanții la acest concurs. Felicităm atât elevii câștigători, cât și pe cei care au venit să participe și să-și dorească să câștige. Cu siguranță, la anul vor trage mai tare când au văzut acum ce premii substanțiale au fost. Așa e? Așa e. Așa e. Și vă mulțumesc foarte mult, domnul Gustav, mi-ați făcut o reală surpriză. Asociația să-și continue activitatea așa cum ne dorim cu toții și să fie la înălțime în tot ceea ce urmează să facă. Ca decan de vârstă al Liceului Special Moldova, pentru că nu mai are nimeni
vârsta mea. Mulțumesc tuturor colegilor, i-am văzut pe colegii mei alergând ca furnicuțele pentru tot ce a trebuit făcut. Vă mulțumesc încă o dată și mai stau mie la pensie, dar o să ies. Dar sper că atunci când mă veți invita la diferite activități, să vă găsesc tot tineri, cu energie și plin de inițiative. De asemenea, public, mulțumesc televiziunii Actualitatea TV prezentă aici de față, pe care am anunțat-o azi dimineață la ora 8, ei nu știau despre evenimentul nostru. I-am anunțat, mulțumesc că ați venit și mulțumesc pentru promovare. Dar nu înainte de a ruga colegii profesori din țară, din școlile pe care le avem alături de noi la acest eveniment, din partea asociației nevăzătorilor, din partea colegilor, cine mai dorește, sunteți invitați aici să luați cuvântul și să ne spuneți câteva gânduri despre aceste zile petrecute la Târgu Frumos. Vă rog, domnul profesor Pasile. Da, rog. Dragi prieteni, stimați colegi, dragi elevi, pentru că a fost o organizare de excepție, aș vrea să vă spun în două vorbe povestea acestei organizări. După cum am zis și la festivitatea de deschidere, Asociația Nevăzător organizează an de an această competiție într-una din școlile noastre. Anul trecut, după organizarea acestui concurs la Buzău, am fost sunat de unul din colegii noștri din țară. Mi-a spus că el are un prieten foarte bun, care l-ar susține financiar și ar vrea să organizeze în ediția 2024. Am spus că ar fi foarte frumos și foarte bine, dar cu reținerea, cât mai este până în 2024. Pentru că a fost un proiect serios, acești oameni sunt Alin Pleșcan și Ovidiu Tuduruță. Merită încă o dată aprecierea. Elevilor care au participat la concursul de șah, felicitări copiilor care au participat la cursurile susținute de colegul nostru Dacian Pipeanu, cum vă spuneam și marți, fiecare dintre voi, dacă aveți visul acesta de a urma șahul, încercați să vă țineți de acest vis, să vi-l îndepliniți, să fiți viitorul Dacian Pipeanu de mâine, adică campion mondial la nevăzători. Țară, care am fost împreună aici la Târgu Frumos 3 zile. Vreau să le mulțumim din suflet gazdelor noastre. A fost o organizare foarte, foarte bună. A fost un efort extraordinar. Pentru că suntem niște adevărați sportivi, ne-au ajutat să punem niște kilograme în plus. Felicitări tuturor și vreau să spun încă o dată. Felicitări încă o dată. Vreau să spun încă o dată. Campionul de la Franciscori, campionul de la juniorii noștri, va participa anul acesta la campionatul național de seniori organizat de Asociația Nevăzătorilor din România la Târgu Mureș la sfârșit de luna august. Așadar, Anton, să continui să te pregătești și să joci șah. Noi te așteptăm la concurs peste jumătate de an. Mulțumim din suflet și pentru că orice competiție se încheie și oamenii pleacă acasă, la noi este puțin de îndoasele. Noi terminăm competiția și de mâine ne relaxăm. Continuăm activitatea împreună. Tot datorită colegilor organizatori. Mâine plecăm în excursie. Mulțumim mult de tot! Dar a fost o mare surpriză să fim invitați aici, să avem un eveniment atât de frumos, un eveniment care presupune, pe lângă șah, foarte multă socializare, foarte multe oportunități de a petrece timpul într-o comunitate,
Excursia de mâine va fi o provocare pentru noi. E frumos să știe și părinții și copiii care nu frecventează școlile speciale cum este comunitatea școlilor speciale. Să știm și noi care am frecventat școlile speciale că există o comunitate, mai mult sau mai puțin, dar există mulți copii care sunt integrați în învățământul obișnuit. Și dacă tot s-a pomenit de incluziune, pe viitor să facem astfel încât mesajul acesta să ajungă la cât mai mulți copii care sunt în învățământ obișnuit și să ia parte alături de noi la activități, cum a fost aceea din această săptămână. Mulțumim și noi sponsorilor și organizatorilor pentru efortul deosebit. Apreciăm din tot sufletul și sperăm să ne bucurăm și în zilele care urmează de ceea ce va urma și să ne întoarcem cu toții acasă, sănătoși. Domnul Vanda, poftiți! Să una doamnelor, făcutorile, Dumnezeu domnilor, dragi elevi, stimați invitați, ediția jubilială a campionatului, a concursului național de șac Francescori, ediția jubilială de 2024 este din acest moment istoric, amintire, o amintire frumoasă, o acțiune de referință, reper în întreaga ei desfășurare, așa cum s-a sublineat până aici, nu mai revin. A impresionat prin participarea tuturor școlilor speciale, celor șapte, toate au avut reprezentanți. Mai mult, asociația a deschis la porțile și elevilor nevăzători din învățământul special, ceea ce înseamnă că cea mai puternică asociație a persoanelor de România promovează interesele, drepturile tuturor nevăzătorilor, indiferent de statutul, rangul lor social. Dar e bine să ne apropiem de această organizație și vă îndemn și acum, dragi elevi, să fiți alături și cu noi în toate acțiunile noastre. Rămâne asemenea impresionant mobilizarea, implicarea acestui călduros colectiv de la Moldova. Este deosebită satisfacție să observ această implicare generală. Felicitări pentru acest lucru. Sigur că cei 44 de ani ai mei de carieră didactică, am avut tot timpul, am investit multă, multă încredere în elevii mei. Și nu am greșit, dovadă pe cei trei corifei, care sunt deopotrivă elevi ai liceului din Moldova, și mă amintesc că exact acum 20 de ani, tot la o ediție a concursului actual, Tori Francis, l-am întâlnit pe Ovidiu Ciudăcuță, vi l-am curat, l-am dus la Cluj și l-am lansat în lumea mare. El, Ovidiu, pe canalul acesta, a vrut să aniverseze cei 20 de ani de absolvire ai școlii din Târgu Frumos prin acest frumos gest, împreună cu colegii săi și n-am decât să le mulțumesc pentru faptul că
nu uită de unde am plecat. Ei înșiși au fost cândva participanți și chiar campioni ai acestui... Nu toți. Doar alinte. Acțiuni. Mulțumesc încă o dată Liceul din Moldova pentru exemplul, pentru dăruirea în această, în aceste manifestări ale organizației. Și această ediție a mai câștigat ceva. Așa cum s-au propus principalii sponsor, cred, asta am consemnat și în cartea de onoare a Liceului Moldar, a contribuie sau va contribui la revigorarea, stimularea, motivarea, determinarea tinerilor, elevilor, să practice acest joc, acest sport al minții. Să-i vă doresc din plin, dragi elevi, să urmați acest quest. Și sigur, nu pot să închei, fără doar felicita elevii mei curgeni, este o satisfacție deosebită. Nu se întâmplă de acest lucru, să poți coordona niște copii, chiar și din afara strictă a activității didactice. Pentru acest scop. Mai stați. Mai stați acolo. Stați puțin. Mulțumesc pentru această fără. Stați acolo. Stați acolo. Facem mai multe poze. Poștii și actualii elevi de la Cluj. Felicitări generații tinere și generații mai puțin tinere. Poți să la mine că nu faci tinere. Nu și așa, vrei să ieși cuvântul. Da, cu echipă, nu? Ca și omul de anul acesta dorește să ne adreseze câteva cuvinte. Wow! Hai să ne încurajăm să ne mulțumim de aproape. Am foarte mare emoții, vă spun sincer, am foarte mare emoții, dar vreau să mulțumesc în primul rând că am fost invitat la acest concurs, nu mă așteptam să iau chiar locul întâi. Mulțumesc concurenților mei cu care am luptat și am concurat. Toți sunteți buni, până la urmă toți sunteți buni și vă mulțumesc pentru că fără voi eu n-aș putea fi câștigat. E ultima oară meu în care particip la concursul respectiv, că anul viitor nu o să mai pot să particip și anul ăsta mi-am dorit foarte mult să câștig locul 3. Deci anul viitor și aveți șanse mai multe. O să fie NATO minus. Vreau să spun ceva și eu. Când viață, spre deosebire de șa, jocul continuă și după masă, da? Așa că tot înainte, da, vă vin de tot. Să știi că Anton, asta e atitudinea corectă. Da. O ușoară aroganță te ajută să știi. Ești, ai fost cel mai bun și merită să fii și arogant, că ai legitimitate.